Jandarmii olteni continuă să stea cu ochii pe braconierii piscicoli. Ei reușesc periodic să confiște cantități importante de pește. Așa s-a întâmplat și zilele trecute într-una din piețele slătinene. Duminică 3 decembrie, jandarmii olteni au depistat în piața Zahana un bărbat în vârstă de 53 de ani care comercializa pește fără a deține documente legale. De la începutul anului, jandarmii olteni au surprins pescuind ilegal sau comercializând pește fără documente de proveniență peste 100 de persoane. Peștele confiscat de la aceștia se ridică la câteva sute de kilograme. Unii dintre braconieri s-au ales cu o amendă usturătoare, alții cu dosare penale. În cursul anului 2017, în primele 10 luni, au fost constatate 73 de infracțiuni, comparativ cu 84 înregistrate anul trecut în aceeași perioadă, privind infracțiuni la regimul piscicol. Pescuitul și vânzarea ilegală de pește înflorește în perioade de post. Așa se întâmplă și în această perioadă de final de an, așa că jandarmii patrulează mai intens prin jurul piețelor, dar și prin locurile aglomerate.